trebui să ne ridicăm cu întreaga biserică și aș vrea să venim înaintea lui Dumnezeu, să cerem ca bunul Dumnezeu să-și reverse binecuvântarea peste familia Bojoga în întregime, peste fratele Marius, peste sora Magda, peste Evangelin, peste Moise și în mod special peste domnișorica Elisa Maria. În momentul în care vom auzi numele rostit, spunem amin, conștient și conștientizând că bunul nostru Dumnezeu este Cel care poate să dea binecuvântarea Sa. Domnul a vorbit lui Moise, a vorbit lui Marius, a vorbit familiei Bojoga și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel, copiii familiei Bojoga, și să le ziceți, Domnul să te binecuvânteze și să te păzească Elisa Maria. Amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Elisa Maria. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Elisa Maria. Amin. Amin. Astfel, să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, spune Domnul. Amin. Amin. Cerem binecuvântarea lui Dumnezeu, ne rugăm ca Dumnezeu să o binecuvânteze pe micuța Elisa și prima Magda, pentru început Magda, apoi fratele Marius și la urmă subsemnatul și împreună cerem ca Dumnezeu să își reverse binecuvântarea Sa. Amin. 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 Doamne Tată, îți mulțumesc că ne-ai binecuvântat. Îți mulțumesc că toate binecuvântările vin din mâna Ta. Mulțumim. Îți mulțumesc că ai lucrat și vei lucra în familia noastră. Mulțumim. Dar în mod special îți mulțumesc pentru Elisa. Îți mulțumesc că ne-ai dăruit-o și este sănătoasă. Te rog ca prin Duhul Tău cel Sfânt, ca la vremea potrivită, să te aleagă ca Domn și Mântuitor personal. Binecuvintează viitorul, te rog să o faci o femeie înțeleaptă, vrednică de numele Tău. Binecuvintează-o pe Evangelin, pe Moise, pe soțul meu, pe noi ca părinți. Ajută-ne să-i creștem frumos. Te rog să ne dai înțelepciune, pricepere, ca să putem fi un exemplu pentru ei. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Amin. Amin. Tată Ceresc, ne închinăm înaintea Ta și recunoaștem că Tu ești sursa binecuvântărilor. Mulțumim pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Mulțumim că în El ne-ai binecuvântat din punct de vedere spiritual. Mulțumesc pentru familia pe care mi-ai dăruit-o. Mulțumesc pentru soția mea, pentru Evangelin, pentru Moise. Dar în ziua de astăzi mulțumesc pentru Elisa. Te rog ca Tu să o binecuvintezi, să-i dai sănătate, să-i dai înțelepciune, pricepere. Binecuvintează-o din punct de vedere spiritual, așa încât la vremea potrivită să o cercetezi prin cuvântul Tău, să lucrezi mântuire. Binecuvintează-o din punct de vedere material, să-i porți de grijă de cele trebuincioase. Binecuvintează-ne pe noi ca părinți, să avem răbdare, înțelepciune, dragoste, să o creștem pentru slava numelui Tău. Dă binecuvântare, Doamne, peste fiecare familie a bisericii. Mulțumim că ești Cel care te îngrijești de noi și mulțumim că vrei să ne binecuvintezi de dragul Domnului Iisus. Ne rugăm și îți mulțumim. Amin. Doamne, Tată, ne închinăm înaintea Ta și mulțumim pentru că ești un Dumnezeu bun și îndurător. Mulțumim, Doamne, pentru familia Bojoga. Te rugăm să-i binecuvântezi. Te rog, Doamne, să îl binecuvântezi pe Marius, binecuvântează-o pe Magda. Te rog, Doamne, pentru Evangelin, pentru Moise și, în mod special, în ziua de astăzi, te rugăm să o binecuvântezi pe micuța Elisa. Doamne, ești un Dumnezeu care meriți toată slava, pentru că Tu ești mereu îndurător, Ți-ai arătat dragostea față de fiecare dintre noi. Te rog, Doamne, de aceea în bunătatea Ta, în îndurarea Ta, să o binecuvântezi pe Elisa mai departe, să o ocrotești, Doamne, să o păzești de orice s-ar putea întâmpla rău. Păzește, Doamne, de atacul celui rău, păzește de oameni răi. Vrem, Doamne, ca Tu să o binecuvântezi, să o faci binecuvântare pentru familie, să o faci binecuvântare pentru cei dragi ai ei, să o faci binecuvântare pentru lucrarea Ta. Te rog, Doamne, să-i binecuvântezi prezentul, te rog, Doamne, să-i binecuvântezi viitorul,
să o binecuvântez din punct de vedere material. Doamne, niciodată să nu ducă lipsă de pâinea cea de toate zilele, dar în același timp, Doamne, te rugăm să lucrezi în vederea mântuirii ei la vremea potrivită. Doamne, lucrează-o, ajută să crească din punct de vedere spiritual, să fie de folos lucrării tale. Doamne, mulțumim pentru că Tu vei face mai mult decât cerem sau gândim noi. Te rog, binecuvântează și dă binecuvântarea Ta peste familie mai departe. Amin. 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 Amin.